cruzime fără limite. Polițiștii locali din comuna Holboc au găsit un cal legat de un gard fără apă, în soare, fără pic de umbră, cu o rană la gât foarte mare și plină de viermi. Animalul a fost preluat și îngrijit de un medic veterinar care i-a acordat asistență medicală de urgență. Acum, calul se află în afara oricărui pericol și va fi transportat la un adăpost de animale. Între timp, oamenii legii au reușit să îl identifice pe așa zisul stăpân, care va fi amendat. Legea îi obligă pe stăpânii de animale să le asigure un adăpost corespunzător, hrană și apă suficientă, iar dacă este cazul, și îngrijire medicală. Cei care nu respectă aceste prevederi riscă amenzi cuprinse între 3.000 și 12.000 de lei și dosar penal.